Oră, ministrul apărării a trimis în această dimineață o plângere lui Klaus Iohannis pe tema prelungirii mandatului șefului statului major. Guvernul îi dă președintelui și un ultimatum. Vasile Marcu este la Cotroceni și vine cu mai multe informații. Vasile, bună dimineața! Ce conține mai exact această plângere? Este o plângere prealabilă, așa cum sună oficial, și a fost trimisă de la Ministerul Apărării în această dimineață la Palatul Cotroceni către administrația prezidențială și se arată în această plângere că decretul prin care președintele a prelungit cu încă un an mandatul șefului statului major al apărării, generalul Nicolae Ciucă, nu este unul legal. Practic, în acest moment există un termen de 30 de zile din momentul în care Ministerul a trimis această plângere prealabilă către administrația prezidențială și până poate fi contestat în instanță, în contencios administrativ, însă termenul nu va fi atât de lung, pentru că spun surse din cadrul Ministerului Apărării Naționale, în câteva zile vor trimite și către instanța de contencios administrativ, însă îi lase câteva zile președintelui Klaus Iohannis pentru a vedea dacă acesta anulează decretul prin care a prelungit mandatul generalului Nicolae Ciucă. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, repet, vor trimite acea plângere prealabilă și către instanța de contencios administrativ.